Bine v-am regăsit la știri, sunt Monica Mihai și urmărim cele mai importante titluri ale acestei ore. Se ascund cuțitele în bătălia electorală. Premierul Ciolacu de a susține că Mircea Joan are o întreagă echipă de troli care îl ajută în campania electorală. Elena Lasconi cere lui Nicușor Dan să ajute partidele de dreapta să desemneze un singur candidat pentru Cotroceni. Candidații de dreapta au respins propunerea despre care susțin că ar fi populistă. Se împlinesc 9 ani de la colectiv și nici acum România nu are un centru de mare arș, iar localurile pot funcționa și fără autorizație ISU, responsabilitatea fiind pasată la clienți. Inundațiile fac ravagii în Spania, acolo unde 51 de oameni au murit și 10 sunt azi dispăruți. Se ascund cuțitele în campania electorală. Contracandidații la prezidențiale au început în forță atacurile virulente și jocurile politice. Elena Lasconi l-acuză pe Mircea Joană că s-a întâlnit cu șeful hackerilor care a manipulat alegeri în 30 de țări. Și Marcel Ciolacu l-atacă pe Joană, despre care susține că este ajutat de o fermă de troli să câștige alegerile. Între timp, șefa USR caută să unească dreapta dezbinată și cere ajutorul lui Nicușor Dan, practic să ajute partidele de dreapta să desemneze un singur candidat pentru Cotroceni. Toți cei care candidează din spectrul politic de dreapta au respins propunerea, despre care spun că este populistă. Și despre ultimele declarații făcute chiar în această dimineață de premierul Marcel Ciolacu la adresa candidatului Mircea Joană, informația are colega mea Arina Delcea, care a ascultat foarte atent aceste declarații. Arina, a adus premierul vreo dovadă în ceea ce a spus? Bine v-am găsit. Premierul nu a prezentat nicio dovadă și nici nu a dezvoltat. Ce a spus însă, înainte de ședința de guvern, într-o discuție cu jurnaliștii, aș vrea să citez aici, să fim exacti, există o fermă de boți, troli, care este într-o clădire din România pentru a-l ajuta pe Joan în campanie. Este pe un etaj, într-o clădire rezidențială. Am încheiat citatul din premierul României înainte de ședința de guvern. Marcel Ciolacu, vă spuneam, nu a adus dovezi, argumente, nu a prezentat niciun fel de probe în sprijinul afirmațiilor sale, iar surse guvernamentale au transmis Euronews România că da, există astfel de informații la nivelul executivului, dar că nu este clar dacă ar trebui să acționeze vreo instituție și care ar fi aceea. De exemplu, Autoritatea Electorală Permanentă, nu știe nimeni, vedem, urmărim. Numai că aceste acuzații din partea premierului Marcel Ciolacu vin la doar câteva ore după o serie de alte atacuri venite la adresa lui Mircea Joană, de data aceasta din partea candidatei USR la Cotroceni, Elena Lasconi. Ea îl acuză pe Mircea Joană că ar avea legături cu Tal Hanan. Este un israelian ce ar conduce, scrie presa internațională, o echipă de hackeri, de troli, care, de-a lungul mai multor ani, ar fi făcut campanii de dezinformare, ar fi sabotat peste 30 de scrutinuri din mai multe state din lume. Elena Lasconi a făcut acuzațiile pe Facebook și a postat și fotografii în care, atenție, apar separat Mircea Joană în curtea sediului Institutului Aspen pe care l-a fondat și într-o altă fotografie, separat și singur, apare și israelianul Tal Hanan în fața sediului Aspen. A apărut și o reacție din partea lui Mircea Joană, spune că nu este adevărat, nu-l cunoaște pe Tal Hanan, nu a existat nicio legătură cu acest om, nu s-a întâlnit cu el, mai spune fostul numărul 2 din NATO și candidat independent la Cotroceni, faptul că Elena Lasconi a fost dezinformată și distribuie un fake news grosolan. Mircea Joană se mai plânge că este ținta unei campanii grosolane de dezinformare, de discreditare, campanie în spatele cărora ar fi fie partidele politice, fie fugari din Rusia și o campanie în care se investesc, spune Mircea Joană, punctez milioane de euro. Spunea premierul că a descoperit o clădire cu servere care l-ar putea ajuta pe Mircea Joană. În vederea alegerilor. Spunea că a științat toate instituțiile responsabile. Nu cunosc subiectul, dar nu voi. Ce mă spune? Sunt legale aceste ferme de troli? Repet, nu cunosc subiectul, dar mă voi informa. Dacă e ceva de informat ministrul de interne, sigur va fi informat. De principiu sunt legale astfel de ferme de troli în perioada definiți ce înseamnă fermă de troli. Adică roboți pentru a influența alegerile pe rețelele de socializare. Cunosc detaliile legislației privind tehnologia informației, dar presupun că sunt restricții în orice domeniu. Dacă ele sunt respectate, atunci orice activitate e legală. Dacă nu sunt respectate, sigur se va afla, se va investiga
și se va seza justiția. Poftiți? Nu pot să spun dacă e ceva legal sau nelegal, în principiu, despre o activitate despre care detalii nu cunosc. Deci vorbiți... Alegerile sunt influențate. Deci vorbiți de o situație de fapt care nu mi-este lămurită, nu sunt informat asupra ei, deci nu pot să mă pronunț în principiu a priori despre o situație de fapt pe care nu o cunosc dacă e legală sau nu. Întâi trebuie să-ți cunosc. Între timp, Elena Lasconi vrea un candidat unic de dreapta pentru Cotroceni și cere ajutor primarului Nicușor Dan, căruia îi spune că ar vrea să aleagă 3 case de sondare, iar rezultatele să arate cine este politicianul cu cele mai multe șanse să se lupte cu PSD. Restul să se retragă din cursă pentru cea mai înaltă funcție în stat. Ceilalți candidați de dreapta au respins propunerea. Aș propune lui Nicușor Dan următorul lucru, să aleagă 3 case de sondaj, de sondare, să facem 3 sondaje diferite și practic să se retragă candidatul care se consideră de dreapta sau care spune că este de dreapta, care este cel mai prost plasat și să susțină să, toată dreapta să se unească fără combinații, fără interese personale, fără locuri în Parlament și așa mai departe, fără negocieri de genul acesta. Nu cred că la începutul campaniei trebuie să avem o astfel de abordare. Doar dacă ne e teamă. Mie nu mi-e teamă. Ne-ai bag de seamă că e teamă. Apropo de se teamă. Uită în continuare după sondaje. Sondajele, uitați-vă în ce fel se joacă cu ele și în ce fel se poate manipula percepția populației. Dacă ar fi dorit să se gândească la Unitatea Dreptei, ar fi trebuit să facă acest lucru în urmă cu 2 luni de zile, când ne-a fost trântită ușa în nas. Nu pui în fața faptului împlinit prin declarații de presă care, repet, au doar un caracter electoral și care nu reprezintă de fapt voința reală a doamnei Lasconi, pentru că doamna Lasconi, dacă ar fi vrut o Unitate a Dreptei, a avut la dispoziție oferta pentru această Unitate a Dreptei și n-a dat 2 cepe de gerate pe această unitate, bătându-și joc de potențialii parteneri. Am semnat pentru toți cei 3 candidați, am semnat acele liste obligatorii pentru depunerea candidaturii și, pe de altă parte, am spus că menține echidistanța. Există riscul ca niciunul dintre acești 3 candidați să nu ajungă în turul 2 din cauza fărâmițării Dreptei? Există acest risc. Au trecut 9 ani de la tragedia din Colectiv. Rudele și prietenii celor care au pierit în incendiul din club se întorc de fiecare dată la locul accidentului pentru a comemora memoria celor dragi. O slujbă de pomenire este oficiată în fața clubului de mai mulți preoți din capitală, chiar în aceste momente, iar acolo se află și colega mea, Maria Moiș. Bine te-am găsit, Maria. Ai stat de vorbă cu cei care sunt prezenți acolo, rudele celor care, poate dintre ei, au pierit în tragedia de la Colectiv. Ce spun oamenii după atâția ani? Bun găsit, de aici poate nu e chiar atât de bun găsit, pentru că atmosfera este una extrem de apăsătoare, de tristă aici, în fața clubului Colectiv, unde în urmă cu fix 9 ani s-a întâmplat tragedia Colectiv, care a luat viața a 64 de oameni și a dus la rănirea peste 160 de persoane. În acest moment se oficiază o slujbă de către un sobor de preoți din sectorul 4, a fost adus aici. Au fost aduse și coroane de la Camera Deputaților, Președinția României și așa mai departe. Am vorbit cu rude și cu prieteni ai celor care au decedat în clubul din Colectiv. Se simt neputincioși, frustrați sau poate chiar mai degrabă resemnați, pentru că spun că nu s-au întâmplat prea multe în ultimul deceniu, dacă vreți, pentru că de mâine intrăm în al 10-lea an de când s-a întâmplat această tragedie. Fac ei referire și la faptul că dosarul penal care vizea presupusa culpă medicală, felul în care autoritățile au reacționat cu privire la transferul în străinătate a victimelor care aveau nevoie de asistență medicală, știm foarte bine că a fost clasat. Procurorii spun că nu exista un text de lege care să oblige autoritățile române să transfere pacienții de la Colectiv în străinătate și mai mult decât atât, se punea atunci în discuție, dacă vă amintiți, erau acuzate autoritățile că nu au activat mecanismul european de intervenție, însă, potrivit procurorilor, în mecanism nu era specificată această parte de tratare a marilor arși. Am citit
afișe aici cu poveștile celor care au decedat și citeam despre una dintre victime, un băiat care a decedat deși avea arsuri pe 30% din suprafața corpului. Putea să fie recuperat acest băiat, însă a fost transferat mult prea târziu, susține familia acestuia, la un spital din Viena. Nu este un caz izolat, este ceea ce s-ar fi întâmplat cu mai multe victime care ar fi avut o șansă la viață, dar pentru că lucrurile s-au mișcat prea târziu, oamenii au decedat pe parcurs după ce au fost duși într-adevăr în stare critică de aici, de la colectiv, dar pentru că nu le-a fost oferită șansa la un tratament de specialitate, asta a fi complicat lucrurile și în cele din urmă s-a instalat decesul. Au trecut, iată, 9 ani și ca o concluzie oamenii spun că sunt resemnați și nu cred că se mai poate face ceva sau, mă rog, cel puțin pentru a redresa lucrurile. Dacă în 10 ani nu s-a întâmplat nimic, cei de aici spun că nu prea mai au speranțe. Mulțumim mult! În Georgia, procuratura anunță deschiderea unei anchete pentru presupusă falsificare a alegerilor. Detalii despre ce s-a întâmplat acolo în curând în jurnal. Este cu adevărat tragică în Spania. Cel puțin 51 de oameni au murit și sunt 10 de oameni care sunt dați dispăruți din cauza inundațiilor care au afectat în special sudul și estul țării. Drumuri au fost închise din cauza nivelului apei care a crescut îngrijorător de mult. Aeroportul din Valencia a anulat peste 10 zboruri din cauza ploilor și a vântului și circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și portul estic Valencia a fost afectată, iar un tren cu peste 270 de pasageri a deraiat în regiunea Andaluziei. Meteorologii se așteaptă ca ploile să continue și în zilele care urmează. Și vreau să discutăm despre ce se întâmplă acolo în limba engleză împreună cu Alberto Coves, care locuiește în Valencia. Hello, thank you very much for your Bună presence ziua. Here at Euronews. Și mulțumim pentru prezența dumneavoastră la Euronews România. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Puteți să ne spunem, vă rog, care este situația acolo, ce vă spun autoritățile cu privire la aceste inundații pe care le vedem și noi pe ecrane? Situația este catastrofală. Ceea ce se întâmplă este că ne-am confruntat cu o ploaie torențială în regiunea metropolitană a Valenciei. Vorbim de unul dintre cele mai mari orașe din Spania, cu peste 1 milion de locuitori. Acest lucru s-a întâmplat ieri. Toată ziua a plouat, drumurile au fost inundate, aseară oamenii au fost blocați pe autostrăzi și s-au cățărat literalmente de copaci pentru a se ajuta și mulți oameni încă sunt blocați pe autostrăzi sau în clădiri. După cum ați spus, conexiunile de metro sunt suspendate pentru că toată infrastructura rutieră este distrusă, dar și principalele drumuri care fac legătura cu Valencia. Care parte a Valenciei este afectată? Pentru că din ce știm, există părți ale orașului care sunt afectate de inundații. Partea sudică a orașului a existat o inundație puternică și acum câțiva ani acolo.
Dar acum acest lucru s-a schimbat. Aceea a fost partea care a fost cea mai afectată de aceste inundații, mai de ploaia torențială de ieri. Putem vedea imagini dramatice care ne vin din Spania, cu oameni care sunt blocați în mijlocul apelor și cu salvatorii care încearcă să ajungă la ei. Care este recomandarea autorităților cu privire la populație? Ce ar trebui să facă oamenii? În acest moment, autoritățile ne spun să mergem în afara orașului, dar și să nu utilizăm mașinile comune, ci pentru a nu bloca pe autorități. Au fost alarme și am primit ceea ce noi numim aici raw alerts, care ne-au spus să nu mergem afară și să nu ne aventurăm în aceste inundații, pentru că, după cum știți, 51 de oameni au murit. Dar, după cum știți, există și numeroase mașini care sunt blocate în aceste inundații. Este o situație dramatică. S-a mai întâmplat acest lucru sau credeți că este o consecință a schimbărilor climatice care au loc? Da, suntem un oraș mediteranean, avem Marea Mediterană lângă noi, marea devine mai caldă în fiecare an din cauza schimbărilor climatice. A existat ceva asemănător acum 15 ani, dar este prima dată acum când situația este cu adevărat dramatică. Vă mulțumim foarte mult, Alberto, pentru ceea ce ne-ați spus aici la Euronews România și fiți în siguranță. Mergem mai departe. România va avea un nou sistem Patriot după ce a donat unul Ucrainei. O parte importantă din bani, 127 de milioane de dolari, vine ca donație din partea Norvegiei. Decizia guvernului de a contribui la achiziția acestui sistem de apărare a fost anunțată la reuniunea Consiliului Statelor Nordice. Ministerul Apărării Naționale a salutat inițiativa. Tot din Norvegia, România a cumpărat 32 de avioane F-16 Fighting Falcon, dintre care 12 au și ajuns deja. Țara noastră a donat Ucrainei un sistem Patriot după o decizie a CSAT-ului. Drone care surprind orice mișcare de la kilometri, binocluri cu camere de filmat și mașini cu termoviziune. Cu ajutorul lor, polițiștii de frontieră stau la pândă la graniță cu 24 din 24 de ore. Doar în acest an, la Giurgiu, au prins aproape 300 de migranți care au încercat să intre ilegal în țară. O echipă Euronews a filmat cum decurge o astfel de noapte de supraveghere la granița cu Bulgaria. Pe ecran apare o imagine cu o persoană. Din câte îmi dau seama, este în barcă și pescuiește. Mai stăm cu ochii pe aia, poate să fie o călăuză. La Giurgiu, drone de ultimă generație supraveghează Dunărea din aer. Pot fi ridicate la un kilometru înălțime și zboară până la 7 kilometri. Au senzori infraroșu și camere termice care detectează diferențele de temperatură și le permit polițiștilor să observe orice mișcare. Eu primul luminile să nu fie depistat, da? Aici se poate observa un grup de persoane care suntem chiar noi. Săptămâna trecută au fost găsite aici la Giurgiu un grup de 10 persoane. Au trecut cu barca, bănuiesc. Au trecut cu barca, sunt călăuze. Polițiștii de frontieră au în dotare și binocluri cu termoviziune. Ei fac de obicei muncă în echipă, iar ceea ce vede colegul în imaginile surprinse de binoclu, un altul poate vedea pe telefonul mobil. Binoclul poate face fotografii și înregistrări video. Poate fi folosit la temperaturi de la minus 35 până la 50 de grade Celsius. Ce văd eu acum, vedeți și voi pe telefon. De la Bubon. Astea sunt vacile, sunt niște lumini în pădure. Distanța de vedere este mai mică, aproximativ 3 km, dar foarte des folosit și foarte eficace. Polițiștii de frontieră folosesc și o auto specială modernă cu termoviziune. Este dotată cu camere infraroșu și poate surprinde imagini până la 10 km. Detectează căldura emanată de corpul uman. Putem surprinde siluetele acestora. În primele 9 luni ale anului, aproape 300 de persoane din Irak, Siria, Palestina, Egipt și Afganistan au fost prinse în timp ce încercau să treacă Dunărea, ori erau ascunse în mijloace de transport. Odată cu numărul migranților și numărul patrulelor de polițiști care supraveghează granița cu Bulgaria a crescut. Președinta Republicii Moldova a transmis pe rețelele de socializare un mesaj adresat electoratului lui Renato Usatâi, candidatul care s-a clasat pe locul al treilea în primul tur de la prezidențiale. Maia Sandu le-a cerut alegătorilor să-și unească forțele în al doilea tur, care va avea loc duminică.
Cu doar o zi înainte, USAT a declarat că au existat presiuni și șantaje din partea Moscovei pentru a se retrage în turul întâi în favoarea lui Alexander Stoianoglu. Renato USAT anunțase că nu va face nicio recomandare de vot pentru turul al doilea. Dragi cetățeni care l-ați votat pe Renato USAT în primul tur, vă mulțumesc că ați ieșit la vot și ați crezut în puterea votului. Din păcate, furtul de voturi ne-a afectat pe toți. V-a afectat și pe voi. Dacă nu se furau voturi, azi, posibil, Renato Usatăi ar fi fost contracandidatul meu. Stimați susținători ai lui Renato Usatăi, știu că sunteți nemulțumiți de guvernare, de faptul că nu am reușit să curățăm și să consolidăm sistemul de justiție. Vă înțeleg supărarea. Dar acum, haideți să ne unim forțele și să nu permitem revenirea la putere a unui regim care luptă murdar. Pentru ca voturile voastre să fie respectate, pentru ca voturile moldovenilor să decidă soarta țării și nu banii murdari. Cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite, campania electorală a Kamalei Harris este umbrită de o nouă gafă a președintelui american. Asta după ce Joe Biden i-a numit gunoi pe susținătorii lui Donald Trump. Imediat a explicat pe rețelele de socializare că s-a referit de fapt la retorica republicană, însă simpatizanții lui Trump nu l-au cruțat. În cadrul unui seminar online pentru ONG-ul care susține comunitatea latină, Joe Biden a comis o nouă gafă. That I know, or Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of Latinos is unconscionable, and it's un-American. It's totally contrary to everything we've done. Remarca lui Joe Biden a contrastat cu mesajul candidatei democrate Kamala Harris, care a promis că va fi un președinte unificator. După mitingul lui Harris în Washington DC, toată atenția s-a îndreptat către comentariile făcute de Joe Biden. Nici republicanul Donald Trump nu l-a cruțat. Fostul președinte a fost informat despre remarca lui Biden de unul dintre senatorii republicani, chiar pe scenă la un meeting în Pennsylvania. I wasn't going to say anything, but I have breaking news for you, Mr. President. You may not have heard this just moments ago. Joe Biden stated that our supporters are garbage. Hispanics, Latinos, nobody loves our Latino community and our Puerto Rican community more than I do. Nobody. You know, it's interesting because I've done more for Puerto Rico than any president. By far. Biden contestă faptul că s-a referit la susținătorii lui Trump în mod colectiv. Astăzi m-am referit la retorica plină de ură despre Puerto Rico lansată de susținătorul lui Trump la mitingul său de la Madison Square Garden, a scris Joe Biden pe platforma de socializare X. Toată povestea a început de fapt la un miting al lui Trump, când unul dintre invitații săi, comediantul Tony Hinchcliffe, a comparat statul Puerto Rico cu o insulă plutitoare de gunoi. Insultele au stârnit revoltă în mediul online. Lupta pentru biroul oval se anunță a fi foarte strânsă. La doar câteva zile înainte alegerilor prezidențiale, sondajele arată că avansul lui Harris față de Trump s-a diminuat pe ultima sută de metri a competiției. Democrata îl devansează pe republican cu un singur procent, adică 44% față de 43%, arată un sondaj Reuters Ipsos. Sondajul a fost realizat timp de 3 zile, iar marja de eroare este de 3%. În Georgia, procuratura anunță deschiderea unei anchete pentru presupuse falsificare a alegerilor. Decizia vine după acuzații din partea președintei pro-europene privind fraudarea prin folosirea votului multiplu. Procurorii au chemat-o pe președinta Georgiei pentru a detalia acuzațiile de fraudă aduse partidului de guvernământ pro-Moscova, care a fost declarat câștigător. Ea trebuie să ajungă în fața procurorilor joi. Anterior, Comisia Electorală de la Tbilisi transmitea că alegerile parlamentare din Georgia, al căror rezultat este contestat de opoziție, au fost corecte și administrate într-o manieră calificată și profesionistă. Comisia Electorală, care a anunțat o renumărare parțială, mai susține că sistemul nu permite unui alegător înregistrat să voteze de mai multe ori. Armata israeliană avertizează Iranul că va fi atacat din nou dacă decide să lovească statul evreu. Asta după ce Israelul a țintit mai multe facilități militare. Sâmbătă s-a întâmplat atunci când 4 soldați iranieni au murit. Aceasta a fost un răspuns la valul de peste 180 de rachete balistice cu care Iranul a atacat Israelul la începutul lunii. Im Iran tase et ataut ve teshager od pam matach tilim li Israel, anachnu neda od pam lagi al Iran. להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו,
ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה, שיכול להיות שאנחנו נידרש לזה עוד פעם. לא סיימנו את האירוע הזה, אנחנו ממש במהלכו. מסתכלים קדימה ואומרים דבר מאוד פשוט, אני אומר את זה לכם. אנחנו במוכנות מאוד גבוהה בכל הגזרות. נלחמים בלבנון, נלחמים בעזה, נלחמים בטרור ביהודה ושומרון ובעוד זירות רחוקות. Un pui de cangur albinos de la o grădină zoologică din San Diego a avut parte de un tratament special în ziua în care a împlinit 5 ani. Îngrijitorii au profitat de faptul că aniversarea cangurului pică chiar de Halloween și au oferit un ospăț cu dovleci. Din imagini se vede cum puiul poreclit, fantoma prietenoasă, datorită blănii sale albe, se plimbă extrem de încântat printre legume. Cangurii albinoși se regăsesc în principal în Australia și pe insulele din apropiere, însă sunt extrem de rar, mai exact, 1 la 100.000 se naște așa. Adele și-a întrerupt concertul de la Caesars Palace din Las Vegas și a coborât în sală pentru a îmbrățișa pe Celine Dion. Momentul emoționant a fost surprins de un spectator. Cântăreața britanică a declarat că o admiră pe Celine Dion, de altfel a și scris pe rețelele de socializare că acesta a fost motivul pentru care a acceptat seria de concerte din fiecare sâmbătă din Las Vegas, o sală care a fost construită special pentru cântăreață. Starul de origine canadiană și-a exprimat la rândul ei admirația pentru Adele, care își încheie seria de concerte din Las Vegas pe 23 noiembrie. A spus că după această serie de concerte va lua o pauză. Acestea au fost știrile orei 12 de la Fix. Vă așteaptă colegul meu Daniel Coman cu informații noi. Până atunci, știrile nu dorm niciodată. Ne puteți citi și pe site-ul nostru euronews.ro.